Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. Astăzi discutăm cu fostul jucător al lui Internaționale Milano, AC Milan, Dinamo, dar și viitorul Cristian Dan Minuță. În partea a doua a emisiunii dialogăm cu șeful Academiei de Copii și Juniori al lui Dinamo, Gabi Răduță, dar și cu Oana Manea, fostul pivot al echipei naționale și capitanul celor de la CSM București. În studio suntem alături de colega noastră Carmen Mandiș, așa cum v-am obișnuit. Să rămână, Carmen. Bună dimineața tuturor. Când ai vorbit ultima oară cu Cristian Dan Minuță? Îți mai amintești? Cred că când era viitorul? Da, a mai comunicat și acum după ce a plecat și când a devenit tătic, am lăsat un mesaj. Nu e și el un băiat care poți dialoga, ia uite, poți simpatic și mamă, ce, ce atitudine, ia uite, the bad boy, neața! Neața, neața, sărut mâna! Bună, Dini! Ce faci, Cristi, cum ești? Ce să fac? Bine, așteptam să vorbesc cu voi. Uh-huh. Întâi de toate mi-am făcut datoria de tătic. Așa. Am schimbat scutecul, ca să zic așa. Hai că nu te cred, asta chiar nu o cred. Deci, uite, chiar să crezi treaba asta. Răutăcioși și aș spune că vine sfârșitul lumii. Ia uite în ce ipostază ai ajuns. Să știi că nu credeam niciodată că voi fi chiar atât de implicat, de atașat, ca să zic așa, în treburile astea. Ai pierdut prea mult timp până la momentul acesta? Simți acum cât ai copilărit? Foarte mult. Carmen, Cristi e încă tânăr, are 30 de ani. Mulți înainte. Eu am vreo 1,5 de peste. Vrei să mă faci moș? Nu, dar știm prea bine în anii zbuciumați pe care ai avut și tu în carieră, poate dacă ar fi venit mai devreme un copil, ai fi conștientizat mai repede niște lucruri? Așa este, cu siguranță altfel era traseul meu pe plan profesional. Dar, sincer, la ce se întâmplă în lume, vedeți și dumneavoastră, nu prea avem timp de regrete, pentru că trebuie să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultimul. E adevărat. Și uite, stau și mă gândesc acum, te poți declara norocos că ai copilul tău a venit pe lume de mai devreme. Mă gândesc la săracii oameni care au trebuie să le vină copiii pe lume acum, să meargă acum în spitale, pe timp de pandemie. Nu e deloc da, ușor. Da, așa de... este. Chiar zilele trecute citeam un articol și m-am întristat foarte tare, pentru că vă dați seama ce vinau copilașii aceia care aleg să vină pe lume și... Chiar la Timișoara. Da. S-a scris despre un caz, despre 10 bebeluși. Din fericire pentru toată lumea, am înțeles că 9 dintre ei ar fi scăpat, ca să zic așa, de acest virus blestemat. Sper din tot sufletul să scăpăm și noi cât mai repede, pentru că vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în ziua de azi. Este grav. Este... Cu fotbalul cum ești, Cristi? Pentru că am văzut că tu ai mers la Timișoara în Liga 3-a, dar nu știu ce s-a mai întâmplat. Mai ești acolo, mai joci, ce se întâmplă? Da. Am jucat prima etapă, am reușit să și câștigăm, lucru care nu se prea întâmpla în turul campionatului. Vă dați seama, odată cu venirea pe lumea copilului, am ales să stau alături de familie. Partea financiară, după cum bine știe toată lumea, am trecut-o pe nici măcar pe plan secundar, adică. Hai, lasă că nu te vaic eu pe tine legat de bani. Nu, vreau să zic doar că era important pentru mine să fiu alături de familie, să fiu alături de bebe, să mă trezesc în fiecare dimineață alături de el, pentru că, sincer, asta e cea mai mare bucurie a vieții. De când a venit pe lume, sunt fascinat, parcă trăiesc într-un vis frumos. Felicitări, Cristi. Nu pot să Mulțumesc. Nu te întreb, tu știi foarte bine că eu nu sunt rău intenționat, nu am mai vorbit de-a lungul anilor. Eu personal am un regret față de cariera ta. Mi se pare că tu parcă ar trebui să joci în prima ligă, nu știu, să te văd prin ligile inferioare, mi se pare cam puțin pentru tine și pentru potențialul tău. Totuși da, ai 30 de ani acum. Și eu la fel, tu mă știi pe mine, sunt un om dintr-o bucată, nu îmi place să caut alibiuri sau scuze. Da. Ce am greșit de-a lungul carierei mi-am asumat, doar că înainte de a face greșelile pe care toată lumea le știe sau mă rog, pe care unii le-au inventat în presă, au fost și alte chestii la mijloc, chestii personale. Vreau să le discutăm din cauza impresarilor. Vreau să le discutăm, Cristi, exact, legat de impresari, dar te întrerup două minute pentru că suntem alături prin telefon de Cornel Dinu, legenda lui Dinamo. Bună dimineața, mister. Bună dimineața. Să văd acum dacă mai da, vă rog.
Pentru tine, pentru că eu vreau să-mi spun noapte bună, da. Vă mulțumesc că ați intrat. Am vrut așa să vă dovedesc cu Pigmister, să nu spuneți că sunt cu PCH-ul sau că țin partea cuiva. Dar nu dragă, nu e vorba că ești cu în general, dar a devenit o instituție care trebuie să publice fel de fel de lucruri fără să aibă cultura autocenzurii. Și din păcate sunt și multe momente bune, educative, dar și foarte multe lucruri rele care ar trebui să nu apară. Deci nebunia asta, dacă acuz pe cineva de PCH sau de DDB, BBB, tot o apă și un pământ, pentru că nu cred că se pune problema capacității ca suporterii să conducă vreodată o echipă fotbalistică, pentru că știu, poate că printre ei sunt niște oameni care au făcut bugete, dar în niciun caz nu sunt adaptabili la ceea ce înseamnă grijile unei echipe de fotbal, mai ales în condițiile actuale. E adevărat. Mister, spuneți-mi, vă rog frumos, din punctul dumneavoastră de vedere, se vinde clubul Dinamo din ce știți cu spaniolii ăștia aduși de Ioan Andone și Toni Curea? Nu știu, nu cunosc. Probabil că sunt niște discuții în sensul acesta. Nu știam de domnul Toni Curea, am auzit fel de fel de lucruri, nu vreau să le comentez la ora actuală, pentru că nu sunt decât niște, eu știu, tot la nivelul de zvonuri, da. Dar este exclus ca într-adevăr să fie un interes firesc al celor din Spania pentru Dinamo. Acum vedem cum se va materializa, pentru că la câte discuții, la câte oferte, la câte dorinți de a se vinde clubul exprimate de domnul Nevoiță, nu mai mă surprinde nimic și nici nu mai pot să cred că pot fi lucruri adevărate până când nu vedem, da, domnule, au venit salvatorii, s-a salvat, se creează un nou climat și se va face performanță. Da. Mister, dumneavoastră, cum vă simțiți în perioada asta? Pentru că e clar că există niște frecușuri între cele două asociații. Dumneavoastră a spus că trebuie să existe unitate, dar mie mi se pare că e foarte greu să existe unitate în momentul de față între PCH și ADPD. Dragul meu, discuția este destul de veche. Nu vreau să mai intru niște amănunte de genul acesta. Cert este că această dezbinare are pe undeva niște explicații de suferințe psihice pentru câțiva. Sunt și dintr-o parte și din cealaltă, nu vreau să dau nume, își caut o identificare. Din păcate, și pentru acești suferințe psihic, am nu numai îndurare, chiar și o anumită înțelegere, chiar dacă unii dintre ei, așa cum am mai spus de câteva ori și repet, mi-au scos niște vorbe și m-au jignit de o manieră în care nici 20 de ani ca jucător nu mai la Dinamo. Da. Galeriile sau cei din echipele adverse nu mi le-au adresat vreodată. Dar mă gândesc că e vorba doar de 3-4 personaje, repet, cu mari probleme psihice, de identitate, care se regăsesc de a conduce, de a se exprima în numele suporterilor, uitând că ne știm și nici nimeni nu le poate spune că nimeni nu este echipa și că nimeni nu poate fi mai puternic decât echipa. Numai la noi, în hazardul acesta, se poate spune că o parte a unei tribune este echipa respectivă. Este dureros că s-a ajuns la un asemenea hazard de exprimare. Și atunci lucrurile devin clare. Din păcate, repet, câțiva fac acest muzică nefastă și ei constituie și un handicap infernal, după părerea mea, pentru un tip logic care are o capacitate financiară și care ar vrea să investească cu adevărat într-o echipă de fotbal de la noi. Legat de investiții, Mister, Borcea vă vrea, președinte la Dinamo a condiționat un împrumut de 1 milion de euro cu condiția ca dumneavoastră să conduceți clubul. Cum comentați? Borcea este un
Este un entuziast, are un realism dus până uneori până la extrem. El a trăit alături de mine când a venit în primăvara lui 95 la Dinamo, un moment foarte greu. Dinamo atunci era realmente aproape să-și închidă activitatea. A fost un moment în care, până 94, până la jumătatea anului, chiar vorbeam în seara asta cu Mircea Lucescu de ale noastre, el și împreună cu un prieten al lui din Italia, Mania, au făcut atunci un împrumut care a asigurat existența lui Dinamo până la începutul lui 95, dacă nu mă înșel, de vreo 500 de mii de dolari. Da. Care a ținut echipa în viață. După... Mister, nu ne mai amăgiți. Veniți președinte sau nu? Noi asta vrem niciodată, să știm. Niciodată. De ce, mister? Niciodată mi-ajunge. Este într-adevăr ideea, opinia, poate îndreptățită a lui Cristi Borcea, îi mulțumesc pe această cale că s-a gândit la mine, dar nu mai am nici vârsta, nici nervii și nici capacitatea să... Pentru că e o muncă foarte grea la care trebuie să angajeze cineva pentru a redresa echipa în minim, să o aducă acolo unde era pe autostrada fotbalului în 2-3 ani. Nu mai am nici capacitatea, nici nervii și mai ales climatul acesta nu-ți dă puțină încredere ca să... Climatul, da, sunt de acord cu asta. În rest, consider iar cu tot respectul. Iar atunci aș vrea să vă spun că atunci, în 95, în ianuarie, când am venit de la FC Național, am întors într-un fel acasă la Dinamo, aveam de partea mea niște oameni deosebiți din Ministerul de Interne, și trăind și un anumit paradox. Dinamo până în 89 a fost condusă de niște oameni mai mulți sau mai puțin huliți, dar neînțeleși la ora actuală, nici la ora actuală, din niște ministere de așezare a ordinii într-o țară, care apărau pe undeva poporul de hoție, de furt și așa mai departe. Din păcate, după 90, cu unele excepții, mai mult cei care au fost porniți pentru fraudă și hoție au condus o mare parte a echipelor noastre. Și acesta este un, ca un blestem, este o pildă înfiorătoare care ar trebui să dea de gândit din toate punctele de vedere. Deci stai liniștit, pot să, dacă ni se cere sfatul în toate domeniile fotbalistice, sunt legat pe viață de Dinamo. Dinamo mi-a dat o educație, aș spune eu, mai mult decât în dreapta măsură, dacă stăm să ne gândim la ceea ce spunea Cioran la anumite momente de filozofia lui, chiar puțin mai stoică. Dar atunci am fost învățați că să nu cerem nimic, că ni se va da dacă merităm. Păi uite-te și tu unde a ajuns societatea românească și mă uitam acum câteva seri deprimat, distrus, exact cum sunt și în această noapte albă care am avut-o, că am început să scriu. Ați scris, da. Am încercat să scriu, dar nu mi-a plăcut, mai ales că eram mânat de foarte multe gânduri nefaste și de o cutremurare, dacă vrei, văzând cum mi se adresează profesorului Cercel, care poate că a avut și el niște expresii mai puțin controlate, dar nu pot să spui bine că am scăpat de Cercel. Sau să văd ce a făcut infracționalitatea prin Europa, noi ne putem să o stârpim la noi acasă și să nu mai ajungem în situația în care îmi veneau fel de fel de întâmplări în minte, de la momentul în care se întoarce Teatrul Bulandra înainte de 90 cu niște actori uluitori și când intră pe la Triest spre Iugoslavia, în momentul acela vine controlorul și vede că în compartimentul respectiv Marinuș Moraru, Gigi Dinică, Tavi Cotescu, Dumnezeu să ierte, Gina Patrichi. Cam departe personajele astea de Ionuț Negoiță, mister, am impresia. Nu, dar Nevoiță, stai la... Nu, și îi vedea cum dorm săracii, dărâmați, căzuți acolo, apropo de infracționalitate.
Și taxatorul ăla, conductorul de tren, îi vede să uită. Gigi Dinică, Dumnezeu să ne ierte, prietenul meu, deschide un ochi și ăla spune doar atât. O, liudi, liudi. Adică oameni și închide compartiment. Și acum vedem cum clanul infernale dărâmă, fură programat și măcar nu reușim să-i fi stârpit acasă, pentru că înainte de 90, deși Exode este un blestem pentru orice popor și o neputință care a trebuit să dea de gândit acest Exod fantastic, totuși înainte erau niște reguli, bune sau proaste, erau niște păi reguli. Poate de-aia ar trebui să vă întoarceți, mister, ca președinte, să instituiți niște reguli la Dinamo. Gata, cred că am divagat. Păi nu, mister, dar eu spuneți că e de datoria dumneavoastră să fiți alături de club. Vă aduc aminte că și Florin Prunea v-a propus să veniți antrenor înapoi și n-ați vrut. Păi eu cred că vrea să mă bage mai repede în groapă, dar nu. Aolo, Doamne ferește! Dar când va veni de sus, nu. Doamne ferește! În niciun caz, Victor, dacă nu pot să cred că au existat oameni care vorbesc în numele, chiar mă încume să spun, sutelor de mii de suporteri din Amoviști, din străinătate, vorbesc și eu cu niște oameni neașezați până Irlanda, prin Franța, până Anglia, până Italia, până Belgia, din Amoviști, jet pe jet, da. Și asist la o emisiune de televiziune acum vreo două seri, dacă nu mă înșel, la un personaj care nu mai sunt scârbit de propria... Cine, mister? Nu vreau să dau, nu, dar nu poți să spui, să delimitezi, să faci două categorii de suporteri dinamoviști, să spui că unii sunt Juventus Torino și alții sunt Juventus Colentina. Păi se poate măsura vreodată căldura sufletească, atașamentul, niște bolnavi psihici care, din păcate, fac regula, dar fac muzica... cine a zis așa, mister, că nu mi-au camite, chiar sunt curios. Dom'le, nu pot să spun, domne, că mi-e rușine mie de cine spune. Bine, atunci vă sun după emisiune să-mi spuneți. Și de cine are, din păcate, există un singur Dumnezeu, Creator, o apropiere mai mult decât periculoasă de acest domn nevoiță. Pentru că mă gândeam și vorbeam aseară și cu Mircea Lucescu, așa, mă întreba și el niște lucruri, domne, ce se mai întâmplă? Și când i-am spus, eu fiind poate mai apropiat de realitate, domne, omul n-a mai avut nici replică, zice, nu se poate. Uitați-vă și voi în lumea asta, că mai știți ce se întâmplă. E adevărat că se dau foarte multe... Dar Lucescu vrea să bage bani? Ați vorbit cu el de chestia asta? Vrea să bage bani? Nu, domne, n-are în ce să bage, că nu știe de ce e vorba nimeni, nici eu. E o intenție să ajutăm Dinamo, vedem cum. N-am lovit de un refuz total, pentru că Dinamo, dacă îmi dai voie, în sinceritatea mea, vă rog, pe care n-am să o părăsesc niciodată, indiferent câte lovituri voi primi datorită ei, dragă Victoraș, vă rog, o incidență a făcut să fii împreună cu mine la o masă în care vorbea impresarul Antonio cu grecul acela care vrea să cumpere echipa. Da, îți mai aduce aminte? Mi-aduc aminte, da, când a spus, primul, a spus că Negoiță câștigă 1,5 milioane pe an din Dinamo. Și că are totul acces, a avut la toate actele posibile, că e o afacere rentabilă, ceea ce spune toată lumea. E adevărat. Pe mine mă sperie altceva și mă întorc. Vă rog, mister, 30 de secunde, că suntem în întârziere, rău. Vă rog. 30 de secunde, atâta spun și lasă-mă în suferința mea și în răgușeala mea de dezastru care îl constat cu neamul nostru românesc. Vă rog, mister. Mă gândeam așa, zic, domne, în toată lumea asta să cumpără o echipă, costă 1,5 miliarde, practic, după aceea e vorba de management, de cum o administră. Mai există și în anumite momente, cum era, de exemplu, în Rusia, în Ucraina, umblai când te duceai la doresc 10 minute cu avionul peste Donbass și un sfert de oră peste 100 de kilometri de siderurgia lui Abramov. Da. Ahmetov, pravul. Ahmetov, da. Abramov e altceva. Dar nimeni n-a ajuns decât asta, invenția acestei tâlhării de piață de România, sunt patron sau proprietar de echipă, sunt multe, așa zis, să împrumute echipa.
Păi aici la Dinamo, că erai cu mine acolo la discuție, s-a întâmplat ceva înfiorător, unic în istoria fotbalului. Așa zisul proprietar, clar, bă, acte, are și el două buzunare ca orice om. Unul este al echipei și altul al lui. Păi nu se poate să iei din buzunarul echipei, din friptură, din 200 de grame, să faci 100 de grame, să pui vinul de la 17 lei, 80 de lei, nu mai știu cât pui motorină. E adevărat, au umflat prețurile, într-adevăr. Și să le, nu, domne, și să bagi în buzunarul tău. Păi ce atașament? Bun, vă mulțumim mult de tot, mister, că ați fost alături de noi. Îmi cer scuze, dar chiar nu mai avem timp. Vă mulțumesc din suflet. Sănătate multă, mister. Am revenit alături de Cristian Damiuță. Scuze, Cristi, a fost o intervenție a lui Cornel Dinu despre Dinamo. Urma să te întreb și pe tine. Nicio problemă. Dacă tot am ajuns la subiectul Dinamo, cum vezi tu toată situația, lupta asta dintre suporteri, lipsa de performanță sportivă din Ștefan cel Mare? Din punctul meu de vedere, este o situație tragică pentru un club de tradiție din România. Sper din tot sufletul, pentru binele fotbalului, în primul rând, ca Dinamo să-și regăsească liniștea necesară pentru a fi acolo unde își doresc suporterii, adică în primele 3-4 echipe din România. Este o situație grea. Cred eu că e momentul potrivit pentru suporteri să fie alături, așa cum de altfel au și demonstrat. Da. Și să găsească o cale să, nu știu, să ajungă la un numitor comun atât cu patronul echipei, cât și cu ceilalți oameni din jurul echipei și să aducă Dinamo pe linia de plutire. Pentru că e păcat că au mai dispărut cluburi de tradiție din România și vedeți și dumneavoastră, odată cu dispariția lor s-au dus și fanii de la stadion. Cristi, tu ai fost în Ștefan cel Mare, mărturisesc că nu mai știu exact sezonul, dacă nu mă înșel, 2009-2010? Da. Așa. Nu. Ba da. Bine, prea multe despre Dinamo nu îmi permit să vorbesc pentru că am două dușuri făcute acolo. Ai două prezențe, dar spune-mi, te rog, de ce tu erai un tânăr care veneai în perioada aia, dacă nu mă înșel, de la Inter, trebuie să ieși pe la Inter, da, de ce nu ai jucat la Dinamo? Ținând cont de faptul că nu eram impresariat de Giovanni, de cine trebuia. De Giovanni, adică? Exact, da. Mi-era foarte greu să demonstrez calitățile pe teren. Au fost și anumite scandaluri în care am fost implicat fără voia mea și în care se scriau articole, se umflau din burtă fără nici măcar un video sau o imagine, adică la modul Daminuț a fost surprins în club la ora 5 dimineața, dar nu exista nicio poză. Vă dați seama, cei din conducere citeau aceste articole de 2 lei și automat nu mai aveam nicio șansă ca să pot să demonstrez pe teren. Pe de altă parte, Cristi, și tu ai fost un băiat, cu tot respectul, căruia i-a plăcut așa viața. Nu poți să spui că ai fost genul cu ghiozdanelul în spate la ora 7 în casă să doarmă. Eu pot să vă spun altceva, că trăim într-o țară cu o mentalitate bolnavă și de aia nu o să avem niciodată, adică niciodată, e prea mult spus, de aia ne este greu să ajungem la nivelul celor de afară. Dacă vă dau niște exemple de ceea ce făceau jucătorii pe la Inter sau pe la Milan, credeți-mă că noi nici chiar voiam să te întreb, cum trăiesc marii jucători de la Inter și AC Milan, cum își trăiesc viața? În primul rând, ca toți oamenii de rând, au tabieturile lor. Unii aleg să-și petreacă cu familia, cei care sunt singuri au anumite plăceri, eu știu, unul merge la club, altul pleacă în excursii, altul, eu știu, ascultă muzică. Asta nu te împiedică ca tu să demonstrezi pe teren ceea ce poți. La noi, în România, din păcate, vă spun doar atât. Erau serii în care ieșeam 15 jucători la club, iar a doua zi în tabloide apărea doar un singur nume. Tu. Exact. Crezi că asta se întâmpla pentru că nu era impresariat de Giovanni, iar ceilalți erau protejați de impresari? Și asta, și bine, după cum bine ți-am spus și la început, nu îmi place să caut scuze. Adică eu tot ce am propus, discutăm fapte concrete, nu e o scuză. E vorba doar cum ai perceput tu. Doar că sunt jucători, da, după cum știi și tu, care, da, pe care nu-i
încurcă cu nimic simplu fapt că sâmbătă după meci, după victorie, dau un exemplu, da, ieși la club. În primul rând, asta îți poate confirma orice fotbalist, în noaptea de după meci, nu poți dormi absolut deloc, din cauza adrenalinei, din cauza oboselii. Da. Olăroiul pe vremuri chiar obliga, ca să zic așa, jucătorii după meciuri, după victorii, bineînțeles, că da, nu zice nimeni după înfrângere să meargă, să se destindă fiecare cum dorește. Din păcate, eu am prins și generația de antrenori, adică era schimbul ăsta dintre antrenori cu ștate vechi, da, mai bătrâni, care nu erau de aceeași părere, cu generația actuală, care modernă, o știe toată lumea. Adică nu cred vreodată în viața asta că Rădoi, Mutu, Contra, Edi și așa mai departe i-ar interzice unui tânăr să nu iasă la club sau să facă anumite chestii care îi acordă lui, eu știu, relaxarea sau liniștea necesară. Da. Dar mă rog, asta a fost în trecut. Eu nu adică nu regret nimic, pentru că așa am fost construit, asta mă ține în viață, ca să zic așa. Viața merge înainte și... Da, te întreb altceva, Cristi. Acum, strict financiar, ești liniștit din punctul ăsta de vedere? Da, sunt liniștit, după cum bine v-am spus, sunt foarte liniștit pentru că am familia alături. Da. Am un copil minunat care... Să-ți trăiască. Mulțumesc. Mă face să mă simt cel mai fericit om din lume. Restul, important este să fim sănătoși, pentru că atât timp cât ești sănătos, poți face orice. Te gândești în momentul în care o să te retragi să continui în fotbal, nu știu, să urmărești o carieră de antrenor, de exemplu? Nu știu, sincer, în momentul de față mi-este greu să mă gândesc. Am 30 de ani și eu încă sper să mai evoluez minim 4-5 ani. Te gândești la prima ligă? Da, cu siguranță. Păi acum, sincer, să fim și realiști la ce fotbal avem la Liga 1. Chiar aș fi nebun să zic că nu m-aș gândi. Totul depinde de mine. Important e să rămân pozitiv. După părerea mea, chiar asta este ultimul lucru la care mă gândesc. Adică faptul că nu voi mai prinde Liga 1. Acum timpul o să decidă. Cristi, vorbeai despre faptul că la Dinamo nu ai primit o șansă din cauza impresarilor. Crezi că de-a lungul anilor în fotbalul românesc, luptele dintre impresari, luptele de influență și de putere au sacrificat mulți jucători, cum ai fost tu, de exemplu, sacrificat? 100%. 100%. Deci, eu pot să spun doar atât și am văzut și am trăit cu ochii mei, da, atât în România cât și în străinătate. Sunt momente când la echipă se aduc jucători, vorbesc pe plan în extern, acum nu intern, da, ca să nu zică lumea că bat vreun apropo sau anumite chestii, dar am pățit și la Inter. Eu fiind capitanul echipei la Primavera, jucător important pentru echipă, văzând cu ochii mei diferența dintre, dau un exemplu, titularul, mijlocașul dreapta ce juca titular, da, un băiat deosebit, foarte bun, avea toate calitățile necesare pentru a ajunge fotbalist mare. La un moment dat, un impresar italian cunoscut și-a adus un jucător de-a lui care evolua pe postul de mijlocaș dreapta, iar în scurt timp s-a făcut rocada. Și atunci mi-am dat seama că cel care avea toate șansele să ajungă mijlocaș foarte bun în fotbalul mare, ușor a început să stea pe bancă, iar cel care era impresariat de un anume agent foarte cunoscut și foarte potent din toate punctele de vedere, a început să joace titular. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, fotbalul nu este drept. Iar tu implicit recunoști că antrenorii se îndoaie la astfel de lucruri și ai lucrat cu o grămadă de antrenori. Asta nu trebuie să recunosc eu, asta o știe toată lumea, adică știți foarte bine ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, atât în România, cât și în alte țări. Cristi, tu la Dinamo ai fost favorizat de vreun impresar, nu știu, să zică, de exemplu, Borcea, bă, mie îmi place de Daminuță, de ce nu jucați cu el? Nicio clipă. Erau meciuri în care erau toți accidentați, leșinați, suspendați, cu dureri de măsele
și se găseau soluții. Din mijlocaș stânga, fundaș central, din fundaș dreapta, atacant, din mijlocaș central, mai aveau portar să schimbe și incredibil. Le făceau pe toate. Cât, tu erai și puști atunci, cât de mult te afectau lucrurile astea? Sincer, foarte mult, foarte mult, pentru că eu la antrenament demonstram una, când mă trimiteau la echipa a doua, răspundeam tot timpul pozitiv, nu era ca și cum refuzam să merg să-mi fac treaba, dar din păcate asta a fost... Din punctul tău de vedere, în momentul de față, cine crezi că este cel mai influent impresar din România? Îți dau câteva exemple. Frații Becali, Florin Manea, Ana Maria Prodan, Toni Curea, Bogdan Apostu. Sincer, îl apreciez foarte mult în momentul de față pe Bogdan. Pe Bogdan Apostu. Am și avut, am și avut ocazia să-l cunosc, să discut cu el. Mi se pare un tip foarte, foarte inteligent, cu capul pe umeri. Cred eu că e tipul ăla de persoană care alege să-și facă treaba în liniște. Oia, din ce am observat treptat, face o treabă foarte bună din câte am văzut la UTA. Da. Dar cel mai influent care ți se pare? Cel mai influent agent? Păi nu mai știu în ce stadiu se află frații Becali, dacă se mai implică sau nu se mai implică. Din păi ce prin dragoste. Prin dragoste Sârbu au revenit, au acum jucători importanți de la FCSB, Florinel Coman, Tănase și așa mai departe. Atunci cred eu că în momentul de față frații Becali și Ana Maria. Și Ana Maria. Dar în tot acest context, cum este domnul Hagi ca și antrenor? Sincer, eu am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Hagi în două etape ale vieții de antrenor. La început și acum când s-a consacrat, ca să zic așa. Pentru mine a fost ca un tată. Și când spun asta nu mă refer la faptul că vreau să-l perii sau el știe foarte bine că suntem vărsători amândoi și nu suportăm oamenii oamenii lingușitori. Dar vreau să vă spun că la Timișoara, în momentul în care a venit, în afara faptului că a fost o lovitură de imagine pentru tot orașul, nu era încă pregătit să antreneze. Pentru că vă și spun de ce. El era obișnuit să câștige totul pe puterea lui, pe munca lui, pe talentul lui ca fotbalist. Iar în momentul în care a trecut în tabăra cealaltă să depinzi de 18 jucători plus 3 care merg în tribună, deja nu mai sunt lucruri care te pot avantaja atunci când nu ai o echipă care să-ți câștige titlul la pas. Da. Iar acum la Viitorul, din punctul meu schimbat? De vedere, a făcut... Da, este total schimbat. Știe să intre în mintea jucătorului și, în primul rând, lucrul cel mai important, știe să te facă să-ți dai viața pentru el pe teren. Bun. Asta a fost. Îți mulțumim mult de tot, Cristi. O să te mai sunăm pentru că ai foarte multe povești. Nu mai avem noi timp. Aș fi vrut să te întreb și de Inter mai mult și de AC Milan și de viața de acolo, dar ne mai nicio vedem. Nicio problemă. Oricând, cum are sănătate. Drag. Sănătate multă și ție și familiei tale. Salut, Victor. Salut. Da. În altă ordine de idei, să intrați pe www.prosport.ro, acolo este un editorial al lui Călin Popescu Tăricianu, președintele ALDE, vorbește despre sportul din România, vorbește despre eforturile pe care trebuie să le facă sportul românesc pentru a se restarta, pentru a lua-o de la capăt în această pandemie, deci www.prosport.ro. Bun, suntem alături de șeful Academiei de Copii și Juniori al lui Dinamo, Gabi Răduță. Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața! Bună dimineața! Văd că ești echipat corespunzător, ai însemnele pe tine, tot ce trebuie. Așa am fost tot timpul. Dar să nu te duci la piață în echipament. Exact. Nu, ăsta e ok, poate să meargă pe ăsta. Altunam, e super ok echipamentul ăsta care l-am. Lăsând gluma deoparte, Gabi, ce se întâmplă cu Dinamo, ce se întâmplă cu Academia pe care o conduci? Păi, în momentul de față, ca și ceilalți competitori, ne pregătim prin Skype. Da. Nu știm exact ce se întâmplă. Vedeți că nu se știe ce se întâmplă cu campionatul primei divizii. Este foarte greu de anticipat. Numai că sperăm să fie cât mai repede. Din punctul meu de vedere am înțeles că de pe data de 18 am putea să ne mișcăm cât de cât pe compartiment, adică cu 5-6 copii în antrenament, chemați la ore diferite. Gabi,
Care mai este situația fotbaliștilor pe care voi i-ați propus la prima echipă și pe care acum Ionuț Negoiță vrea să-i vândă pe mărunt? Adică mă gândesc la, de exemplu, Dean Storescu, mă rog, nu e crescut de voi, dar tot un jucător tânăr, vor să-l vândă pe 50.000 de euro. Pe tine te afectează când știi că lucrezi, de exemplu, cu Ricardo Grigore ani de zile și după aia ai vândut pe nimic? Clar, mă afectează foarte, foarte mult, dar gândiți-vă foarte bine că noi, ca și Academie de Fotbal, care în ultimii 7 ani am jucat majoritatea finalelor pe țară. Asta deși nu aveați nici porți, aici știu, pot să confirm și eu. Să vă spun și din lucrurile astea. Promovăm foarte puțin copii. În momentul în care câștigi majoritatea jocurilor, înseamnă că acești copii au valoare. Iar știți prea bine că de-a lungul timpului capitanii lui Dinamo au plecat pe 150.000, 250.000 de euro. Vezi, iar Nedelcearu a plecat pe 600.000, Costache a plecat pe 800.000 de euro, în contextul în care noi nu avem o coerență și o strategie cu echipa mare. Adică acești copii nu au fost forțați să joace cum s-a întâmplat la alte Dar academii. Dar de ce, Gabi? De ce se întâmplă asta? De ce nu există această strategie despre care tu vorbești? Nu te bagă nimeni în seamă de la echipa mare? Nu. Noi n-am avut o relație profesională cu cei de la echipa mare niciodată. Rar am putut să ne impunem copiii ca să poată să plece în cantonament, ca să intre într-un ciclu de pregătire săptămânal. Foarte, foarte greu. Rușinos pentru un club ca Dinamo. Iar știți prea bine că noi suntem Academia cu foarte mulți copii la loturile naționale. Dacă vă uitați în toată Liga 1 și Liga 2, sunt numai jucători crescuți pe Dinamo și astea, în ce spuneai tu, Victor, mai devreme, niște condiții care cred că suntem cei mai, ca și infrastructură, cea mai proastă din România. Păi și cum supraviețuiți? Supraviețuim prin antrenori, că am avut noroc de-a lungul timpului să am la Dinamo cei mai buni antrenori din România. Sunt antrenori care din punct de vedere profesional sunt foarte bine pregătiți, sunt antrenori care pun suflet. Știți bine că la echipele de juniori și la centre în general nu există antrenori bogați. Adică salarii sunt de 2000 de lei, 2500 de lei. Și din asta trăiesc, numai că pun foarte multă pasiune. Te întreb altceva, Gabi. Salariile sunt extrem de mici din punctul meu de vedere, pentru că munca până la urmă e foarte importantă. Formezi niște copii care mai departe, în mod normal, ar trebui să performeze la cel mai înalt nivel și să aducă bani clubului. Cum te protejezi? Cum protejezi Academia de șpăgi, de la părinți? Pentru că în sistemul juvenil se știe că se frecventează astfel de lucruri. De-a lungul timpului s-au mai auzit lucruri din acestea, dar astea nu le poți controla decât prin a-ți alege caractere, în primul rând, ca și oameni. Da. Vă dați seama că eu nu sunt un polițist să stau după ei, dar în momentul când s-ar fi auzit ceva sau că avem ceva concret, ar dispărea imediat, adică nu se pune problema de chestia asta. Gabi, e posibil ca în perioada următoare tu să pleci de la Dinamo, având în vedere că pe Negoiță nu-l mai interesează absolut deloc, nici măcar de echipa mare, da, apoi de Academie? Eu cu domnul Negoiță n-am mai vorbit pe teme fotbalistice de cred că de vreo 3 ani. Incredibil. Adică, da, serios. Nu știu ce o să se întâmple. Noi oricum terminăm contractul pe 30 așa, toți angajații Centrului de Copii și Juniori. Momentan nu ni s-a comunicat nimic. Eu îmi doresc numai să reîncepem campionatul, deoarece și anul acesta suntem cu toate 5 grupele de fotbal în 11, suntem în play-off, adică pe locurile 1 și 2. Și vreau să facem performanță. Avem copii împrumutați pe la cluburi de Liga a doua, copii foarte buni care, din punctul meu de vedere, și chiar vreau să subliniez faptul ăsta, eu aș dori în momentul de față ca acești copii să se întoarcă, să facem o strategie cu jucătorii tineri, că vedeți și dumneavoastră, s-a încercat în 7 ani de zile și nu s-a reușit nimic. Da. Și s-au cheltuit și foarte mulți bani și acești copii s-au pierdut pe parcurs, cu toate că avem copii și la prima echipă foarte mulți, Ricardo Grigore, moldoveanul. De ei vreau să te întreb, Gabi, spune-mi, te rog, concret, uite, îmi notez aici pe hârtie. Din punctul tău de vedere, vorba aia, ești un fost fotbalist cu peste 300 de meciuri în Liga 1. Cât valorează Ricardo Grigore în momentul de față? Cât valorează Sorescu? Și cât valorează, nu știu, Ahmed Bani?
Dar nu pot să... Păi nu, dă-ne niște cifre din punctul tău de vedere. Nu înseamnă acum că atât vor costa. În momentul de față nu valorează o sumă foarte importantă, dar dacă acești copii au progres și sunt promovați etapizat și în condiții normale, ei or să valoreze mult mai mulți bani. Ați văzut că Costache a jucat 6 luni, că v-am spus mai devreme, și a plecat pe 800.000 de euro. Soresc cu mai mult sau mai puțin de 50.000 cât vrea clubul pe el? Mult mai mult. Este un copil foarte bun, chiar dacă n-a crescut la noi la Dinamo, dar este un copil foarte implicat. Este un jucător care, din punctul meu de vedere, are calități să joace la un nivel mult mai ridicat. Viteză, îndemânare, forță, inteligență, adică contează foarte mult. Crezi că se vinde clubul? Tu ai o relație bună cu Ioan Andone. Ce știi de spaniolii ăștia care se anunță că vor să cumpere clubul? Nu știu nimic. Eu am vorbit numai cu el așa de sărbători acum. Da, am o relație foarte bună și cu Andone, și cu Rednic, și cu Cornel Dinu, și cu toți marii fotbaliști al lui Dinamo. Au respectul meu întotdeauna. Numai cu Negoiță n-ai o relație bună. Ba nu, am o relație foarte bună. Glumesc. Dar numai că suntem din domenii diferite de activitate. Adică nu... Da. Și ne mai vorbim de mult timp, nu știu ce să spun. Dar... Nu, adică, oricum, discuțiile din ultimul timp fac foarte rău, foarte rău clubului. Adică e o jignire imensă în contextul în care tu spui că clubul ăsta valorează un leu. Adică e sfidător pentru ce înseamnă Dinamo, pentru istoria lui Dinamo, pentru suporterii lui Dinamo, care știți că sunt foarte activi din toate punctele de vedere. Pentru legendele lui Dinamo, care au trecut pe la club foarte mulți și... Tare îmi pare rău că nu mai sunt. Adică chiar am avut o ședință și erau vreo 50 de persoane acolo și chiar glumeam cu Dănciulescu că noi eram singurii doi care am jucat fotbal. Incredibil. Adică, e groaznic. Incredibil. Bun, îți mulțumim mult, Gabi, că ai fost alături de noi. Să sperăm că o să auzi și vești bune de la tine și de la Dinamo, până la urmă un club foarte important pentru fotbalul românesc. Și eu îmi doresc din suflet și îmi pare bine că v-am auzit și v-am revăzut. Și sper să ne vedem și live. Doamne ajută, te așteptăm în studio când o să fie totul bine. Să ai o zi frumoasă, Gabi. Vă mulțumesc asemenea, mai bine. Da. Nu uitați, www.prosport.ro, o opinie a lui Călin Popescu-Tăricianu, președinte ALDE, despre sport. Domnul Tăricianu spune că sportul trebuie reluat neapărat în România. Revenind, vom fi alături în scurt timp de fostul pivot al echipei naționale de handbal, Oana Manea. Carmen, vreau să te întreb pe tine până intrăm în subiectul de handbal. Cum se pare situația de la Dinamo? Deci șeful Academiei de Copii și Juniori spune că finanțatorul sfidează clubul Dinamo. Eu nu înțeleg cum mai există profesioniști, antrenori, competențe, antrenori, poate cu state vechi. Sunt niște nume pe care le mai întâlnim des în meseria noastră, da? Care acum sunt creatori de astfel de talente și se duc acolo. Și să accepți un astfel de salariu în secolul acesta sau să desconsidere Academia mi se pare cel mai crunt lucru posibil. Pentru că de-aia suntem defecți și când ajungem mari. Într-unul dintre interviurile pe care le-am luat lui Ionuț Negoiță recent, a spus că el n-are ce să facă cu cupele de plastic de la copii și juniori pe care câștigă Reduță. Recent. Dar suntem alături de Oana Manea, așa că trecem la handbal. Bună dimineața, Oana, să rămână! Bună dimineața! Păi tot spuneau oamenii că vrea să se rea toată lumea sportul, dar văd că e o campanie întreagă. O văd pe rețele sociale, același mesaj postat de mulți jucători, jucătoare, supărați că se reia și își riscă sănătatea prea repede, nu? Așa este, asta este și părerea mea, dar vă dați seama, nu pot decide. Mă gândesc la fete că o să le fie foarte greu, bineînțeles o să revină cu frică pentru... Ce să se întâmple, nu știu, dar mă gândesc și la forma lor fizică. O să fie destul de greu, pentru că e foarte greu să-ți menții forma când stai acasă. Tu în perioada asta ce faci? Cu ce te ocupi? Păi mai mult treburile casnice, am citit foarte mult în perioada asta și stau acasă în rest. Te mai antrenezi? Poftim? Te mai antrenezi? Da, chiar mi-am făcut și o mică sală de sport cu ce am avut pe acasă, mai mi-am făcut comandă și fac antrenamente pentru că, sincer, nu mă simt bine fizic, parcă mă doare tot corpul. Ți-ai mai deschis și vreo afacere în perioada aceasta?
Da, dinainte să înceapă această pandemie, m-am gândit, nu știu, vreau ceva pe business, vreau cu totul altceva, nu sport, nu handbal, și ideea mai mult a fost a soțului meu să ne facem o fabrică de gheață cuburi. Și am dat făcut toate demersurile și sunt pe ultima sută de metri ca să o deschid. Fizic, cum te simți? Crezi că ai mai putea juca handbal acum la cel mai înalt nivel la care ai fost toată cariera? Aș putea, dar îmi trebuie destul de mult timp ca să-mi revin, să revin la forța și la forma care am avut-o înainte. Bineînțeles, trebuie să mai și slăvesc un pic, pentru că eu am avut cu totul altceva, am făcut niște tratamente, după cum am spus, că îmi doresc foarte mult un copil, dar cred că, nu știu, în câteva luni, dacă îmi pun, normal că sunt o luptătoare și ambițioasă, dacă îmi pun ambiția, cu siguranță aș putea să duc. Te-ai gândit la asta Dumnezeu. Serios până acum? Poftim? Te-ai gândit la asta serios până acum, să revii? Sincer, nu, pentru că îmi doresc cel mai mult în clipa asta, îmi doresc să am și eu un copil și cu asta mă lupt și asta încerc să fac. Nu m-am gândit. Copilul e pe primul loc acum pentru mine. Să-ți ajute Dumnezeu și oricum tu ești o persoană religioasă, din câte mai auzeam, mai știam. Aveai așa, nu știu, un ritual și înainte de meciuri în acest sens? Când eram mai mică aveam un ritual, mă dădeam cu mir, mai ales pe picioare, ziceam să mă ferească Dumnezeu de accidentări și mă dădeam cu mir la genunchi. Și a funcționat o perioadă. A funcționat o perioadă. M-a ferit, n-am avut eu foarte mare accidentări, doar o operație de ligamente la genunchi, în rest mai minore, nu știu, niște întorse cu spatele puțin, dar n-am avut așa mare accidente. Dar tu, nu știu câtă lume știe, tu ai fost foarte apropiată și de fotbal, nu? Din familie. Mai da, știu ceva de sportul studențesc, de Steaua, cu tatăl tău? Cu sportul mai mult, pentru că atunci tata a antrenat la sport studențesc și, bineînțeles, de la 3 ani m-a cărat după el, eu și geanta lui eram mereu și mereu am spus că mă fac fotbalistă, eu eram mereu între băieți să joc cu ei. Bineînțeles, toată lumea mă prea în echipă ca să nu îi lovesc, că vă dați seama ce știam, eu intram și mai mult îi loveau și mai bine eram în echipă cu ei decât să fiu cu ce fotbaliști erai atunci? Păi era Costin Lazar, Ionuț Mazilu, Stăncioiu Eduard, Irimia Cristian, erau destui de mulți. Toți grei. Da. Oana, spunem revenind la handbal, cum vezi decizia de a se relua competiția pe 31 mai? Aproape toate echipele sunt împotriva acestei decizii, dar Federația Română de Handbal nu ține cont de nimeni, se pare. Văd că nu ține cont de nimeni și, cum am spus și înainte, eu zic că este foarte greu și cu siguranță le va fi frică pentru începerea asta. Credeți că or să le testeze înainte de meci pe toate arbitrii sau nu știu? Unele se gândesc că au copii acasă și o să le fie foarte greu, se gândesc la copii, la familii. Nu știu, e destul de greu. Cu toate că am văzut în celelalte țări, Franța, Germania, Norvegia, au închis anul competițional. Cum au decis cui să dea titlu, cui, asta cred că nici nu mai contează acum, cine va câștiga. Din și punctul cine. Tău de vedere, care ar fi decizia corectă în România? Sincer, să rămână așa clasamentul cum a cum rămas. Este în momentul de față? Poftim? Cum este în momentul de față clasamentul să fie înghețat? În momentul de față, pentru că este, la urmă, e ceva de criză și trebuie încheiat și să ne gândim la sănătatea noastră și la sănătatea fiecăruia. Nu știu dacă își mai are rost anul ăsta competițional. Se vorbește la nivel de surse, nu este ceva oficial, că Federația Română face aceste presiuni pentru a nu pierde banii din drepturile de televizare undeva la 200.000 de euro. Se poate face un astfel de calcul să riști sănătatea sportivelor pentru 200.000 de euro? Sincer, nu știu. Dacă se fac asemenea calcule, e destul de grav. Cred că cel mai presus este sănătatea omului, sănătatea sportivului. Nu știu. Eu nu m-aș putea gândi la bani în situația asta. Și a mai fost bulversantă și discuția despre extracomunitari, nu? Dinamo, da, are o mare problemă. Trebuie și să aleagă nu numai trei. Dinamo, dacă stai să... Da, într-adevăr, nu numai Dinamo. Și echipe, bine, sper să nu fie și la feminin sau nu știu ce se decide, că sunt niște decizii luate prea repede, prea în gripă, și Dinamo a demonstrat că a avut un an competițional extraordinar de bun și în campionat și în Champions League și acum nu știu, e ca un bumerac pentru ei ce se întâmplă să le dai regula asta așa, dintr-o dată. Ar fi important
să se gândească și în privința echipei naționale la cuplul de la CSM, Federația? Posibil, pentru că eu îi cunosc pe amândoi și știu că se înțeleg foarte bine și se completează foarte bine. De-aia, acum unul e principal la CSM și celălalt de curs, iar la Naționala Muntenegrului este invers. Dar îi cunosc destul de bine, să înțeleg foarte bine, să completează destul de bine. Acum federația o să decidă sau eu știu cine. Ar fi bine, pentru că antrenor român. Și își dorește foarte mult. Își dorește și este un om ambițios și îl cunosc destul de bine pe Adi și a progresat foarte mult și a avut ce să învețe pe parcursul acestor ani cât a fost secundă la foarte mulți antrenori. Este un atu pentru CSM în acest moment și în lupta și cunoscând, fiind de atâta vreme alături de alți tehnicieni care n-au mai reușit performanța de a-și câștiga acum lupta pentru Final Four și apropierea. El cred că cunoaște cel mai bine, cu toate că s-au schimbat jucătoarele, cunoaște destul de bine fiecare jucătoare în parte. De obicei, antrenorii secunzi, nu știu, sunt, să spun, omul de spovedanie. Cu el vorbim cel mai mult și cred că el știe foarte multe din interiorul echipei și despre fiecare jucător. Și poate să fie un atu, dar asta numai el singur poate să facă ceva și să profite de chestia asta. Oana, din punctul tău de vedere, ce tip de antrenor poate să scoată mai mult din jucătorii de handbal? Un Adi Vasile mai domol, să-i spun așa, sau un Tadic vulcanic și stilul vechi? Nu știu, nu, e o comparație destul de grea. Eu cred că depinde și de jucător foarte mult de ceea ce dorește și cred că cel mai important, indiferent cine e antrenor, să aibă continuitate la o echipă. Să lase și așa să construiască. Pe sistemul care vrea să meargă, pe baza care vrea el să o construiască, numai în timp se construiește o echipă. Așa, bătând din degete, nu o să facem niciodată echipă. Păi da, dar tu în cariera ta ai avut niște ani la niște echipe destul de importante, cu ambiții, cu orgolii. Ai trecut și tu prin astfel de momente, confruntată cu un astfel de tehnician? Am avut, vă dați seama, în toată cariera și am schimbat destul de mulți antrenori, dar, nu știu, odată ține și de noroc, mă gândesc la anul nostru în care am câștigat Champions League și atunci lucrurile n-au mers suficient de bine, am început bine, pe urmă un pic mai slab, dar într-un final mă gândesc că și schimbarea antrenorului în momentul ăla e ca un șoc. Și șocul ăla de obicei a făcut un bine echipei. Și cred că așa am și câștigat Champions League. Cum ți se pare decizia CSM-ului de a suspenda contractele jucătoarelor? Tu nu mai joci acum, dar dacă ai fi fost în activitate, ai fi acceptat o astfel de decizie? Cred că nu aveam încotro, dar da, eu aș fi acceptat. Și cred că și restul fetelor. Mă gândesc că româncele cu siguranță au acceptat. Nu știu, că nu am discutat din punctul de vedere al străinelor. Cred că lor le este foarte greu și nu știu dacă ar accepta așa ceva, dar eu cu siguranță, da. Pentru că mă gândesc la populație, mă gândesc că putea să fiu eu în situația oamenilor și să iei un salariu destul de bunicel. Acum accepti orice, pentru că te gândești la sănătate, te gândești la lume. Când îl iei, că și aici a fost o problemă la CSM cu atâtea restanțe. O problemă. Din câte știu, cred că au de 2 luni sau 3 luni restanțe. Au avut mai mult, dar că s-au mai achitat, am înțeles. E bine, acum depinde ce salariu s-a achitat. Cel care era înainte sau cel tăiat. La cum le cunoști tu pe fete, cum crezi că au acceptat restanțele acestea și suspendarea de acum? De exemplu, mă gândesc la Cristina Neagu, nu cred că acceptă foarte simplu să stea neplătită. Da, nu e vorba de Cristina, străinele, da. Nu au, oricum au avut. Toate, din câte știu, nu am prea multe informații, că nu vorbesc cu foarte multe fete de acolo, dar, sincer, sunt, pentru mine chiar sunt niște eroine, au acceptat toată situația și n-au fost prea mari comentarii și știu că și-au fost de treaba lor, chiar au muncit la fiecare antrenament. Da.
O situație foarte, foarte dificilă pentru tot sportul. Consider că varianta cea mai oportună ar fi să se sisteze toate competițiile sau depinde de sporturi aici? Vorbim de sporturi de echipă și sporturi individuale. Ar trebui să se facă diferențe sau să fie toate în această situație? Nu cred că ar trebui să facă diferență pentru că cu siguranță or să iasă discuții, nu știu. Părerea mea ar asista tot sportul și să te înghețe anii până la urmă și din sezonul următor să se reia de la zero. Asta este situația și trebuie să o acceptăm. La fel și cu echipele care, de exemplu, trebuie să retrogradeze sau să promoveze, pentru că vorba aia, sunt echipe care sunt la un pas de promovare și se trezesc că și-au pierdut șansa, știi? Așa este, da. Trebuie gândită destul de bine, este foarte greu. Normal, echipele care retrogradează vor să joace la baraj, poate rămân în ligă. Nu știu, trebuie gândită foarte bine și să... Știi care mai e problema? Sunt multe echipe, nu doar în fotbal, handbal, sporturile mai mediatizate, echipe care își joacă unica șansă într-un sezon, fac eforturi financiare, împrumuturi bancare, speră să promoveze pentru a supraviețui și acum se trezesc că probabil ajung în faliment. Așa este. Este greu și mă gândesc la multe echipe care vor să ajungă mai departe. Mă gândesc în primul rând la Rapid, care și-a construit o echipă destul de bunicică și vrea să ajungă mai departe. Și acum, nu știu, e destul de greu. Cred că federația trebuie să gândească, nu știu, să consulte și cu echipele, să ajungă la un numitor comun, să gândească pentru fiecare în parte ce ar fi mai bine. Ai mai avut... cumva, nu știu, neșansa să-i spunem, să prinzi și un mare scandal în handbal. Mă gândesc la o Bianca Bazaliu, ai mai vorbit cu ea, apropo de cazul Corona? Da, am mai vorbit cu Bianca. Sincer, am fost destul de șocată și mirată, pentru că mi-am dat seama că unii sportivi, chiar și de pe lângă sport, nu știau că aceasta poate să fie un doping. Tot ce intră venos, indiferent de ce este considerat doping. Și m-am mirat că nu s-a știut acest lucru. Și mi-este, cum să spun, nu vreau să zic milă, dar mă gândesc foarte mult la Bianca, la Cristina Laszlo, Eliza, care sunt jucătoare cu experiență, sunt jucătoare foarte bune și aveau un viitor foarte bun. Acum încă nu știu ce s-a decis și ce va decide Agenția Națională de Doping. Sper să nu fie o sancțiune destul de mare. Bun. Asta a fost. Îți mulțumim mult de tot, Oana, că ai fost alături de noi. Eu. Mulțumim frumos. Multă sănătate îți dorim. Mulțumesc, la fel. La revedere. Mulțumim, să rămână. Da. E greu peste tot, Carmen. Este. Doar în fotbalul pe care îl tot discutăm zi de zi. Este. Deci în handbal, jucătoare neplătite. Jucători la Dinamo care se trezesc că din campioni ajung pe străzi. Nu? Pentru că nu mai au unde să joace, conform legii de, mi se spune. Da, și nici nu prea pot pleca. Da. Mă rog, nu mai avem timp să discutăm acum. O să reluăm discuția aceasta poate luni. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi și astăzi. Cum spuneam, ne revedem luni la ProSport Live începând cu ora 10. Până atunci rămâneți pe www.prosport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Și nu uitați, pe ProSport găsiți o opinie a lui Călin Popescu Tăricianu, președintele ALDE, despre sportul din România. Foarte interesant, Tăricianu vorbește acolo despre toate sporturile din România. Merită să citiți ce a scris domnia sa. Să aveți un weekend frumos!